orice demers din partea parchetului, în sensul că Ministerul Afacerilor Interne nu a declasificat documente și de aceea nu se poate finaliza ancheta, îl voi considera susceptibil de neadevăr. Instituția pe care o reprezint este prima interesată de lămurirea aspectelor legate de 10 august. Cu atât mai mult, Jandarmeria Română, față de care s-au inițiat adevărate campanii de denigrare și s-a pus o presiune în plus în tot acest timp. Mi s-a adresat de nenumărate ori întrebarea: ce se mai întâmplă cu dosarul 10 august? Vreau să înțeleagă toată lumea că nu Ministerul de Interne trebuie să răspundă la această întrebare, ci parchetul militar. Ministerul de Interne s-a achitat de toate responsabilitățile pentru ca acest dosar să se finalizeze. Recomand parchetului general să caute vinovății pe baza probelor și nu scuze.